Dacă pentru produsele din carne putem consulta specialiștii Direcției Sanitar Veterinare, când vine vorba de legume, situația este mult mai complicată. Legislația este un pic deficitară, la legume și fructe nu există. Cel puțin eu nu cunosc să existe laboratoare specializate să poată să ia analizele din fructe și legume să spună dacă sunt, într-adevăr, cum scrie că sunt din România sau dacă nu sunt și sunt de import. Dacă sunt tratate și au substanțe corespunzătoare, au fost normat corespunzător sau dacă au fost supraîncărcate cu substanțe pentru și o dezvoltare și așa mai departe. Deci nu există legislație. Consider că răspunsul ăsta nu este la nivelul meu și nu e de competența mea. Așa că soluția este să încurajăm producătorii care, de obicei, aduc în piețe legume crescute în propriile grădini, solarii și nu recurg la tratarea acestora cu tot felul de substanțe care ne pot afecta sănătatea. Dacă am stimula mult mai mult producătorii și am venit în sprijinul lor al producătorilor, aceștia ar produce din ce în ce mai mult și am avea pe piață din ce în ce mai multe produse cu un preț din ce în ce mult mai mic, pentru că dacă statul vine în ajutorul lui, costul de producție scade, iar atunci nu va mai trebui să importăm, pentru că și produsele de import au anumite costuri în acestea. Transportul care trebuie și costul de producție de acolo, plus diferența care este adausul pe care și-l pune intermediarul. Dacă noi reușim să ajutăm producătorii ca aceștia să aibă un cost mult mai mic, atunci vom fi foarte competitivi față de produsele de import. Și atunci produsul românesc va bate produsul de import. Dacă ne temem că roșiile din piețe sunt tratate și nesănătoase, până când vom avea laboratoare care să ne spună dacă acestea pot fi consumate sau nu, ne mai rămâne o singură soluție, să renunțăm la a le mai mânca.